care ne aplaudați cu atâta dedicătură, atât aici, în casa noastră, Opera Națională Română din Cluj, este sanctuar, cât și în spațiile neconvenționale, cum chiar și în această seară sunt o mulțime de oameni din Piața Unirii care ne urmăresc în direct. Dragi colegi, colegi care ați pus sufletul în această producție și vă felicit din suflet pentru asta, din respect pentru faptul că în fiecare duminică seara, de la ora 6 la 7, în Catedrală, în Biserica Sfântul Mihail, este vecernia, a trebuit intenționat să decalăm începerea acestui spectacol. Deoarece, așa cum vine și cum am spus adineauri, în cadrul Festivalului de Toamnă al Economiei Germane, Herbstfest, transmitem și noi pe un imens ecran LED, în direct, premiera ca tot publicul clujean să se bucure de ceea ce facem. Astăzi seara deschidem a 95-a stagiune a Operei Naționale Române din Cluj, prima instituție de acest profil înființată în România. Și suntem foarte mândri de acest lucru. Suntem primii înființați cea mai veche instituție și zic că avem o valoare deosebită. Deschidem stagiunea cu o lucrare pentru care, sincer, am avut nevoie de mare curaj să o includ în repertoriu. Dar văzându-vă într-un număr atât de mare și aici și știind cât sunt și în piață alături de noi și fără modestie afirm, văzând valoarea realizării noastre, suntem convins că n-am dat greș deloc. Și o să mă înțelegeți după ce.